Bună ziua, hello, bonjour, bine ați venit la Papi Kitchen și la emisiunea Perfectos. Astăzi am chef să fac o ciorbă de legume cu fructe de mare. Fructele de mare se numesc un cocktail de creveți, picioare de caracatiță, sepie, mai mică, mai mare, scoici. Bineînțeles, pe timp de criză, congelate, când sunt proaspete, sunt delicioase. Și acum sunt delicioase, dar atunci când sunt proaspete, sunt și mai delicioase. E o rețetă nouă, că n-am făcut până acum niciodată. Deci o inventez. O să vă spun după aia cum iese. Dar iese bună în orice caz. Pentru că știu eu cum să o fac după imaginație care îmi vine în minte. Și mie când îmi vine în minte imaginații de-astea dubioase, ies excelente. Aveam și produse proaspete, dar n-am timp. Așa, asta se face în maxim 30 de minute. Pentru că am pus deja apa la fiert, a fiert, nu rămâne decât să pun astea, că fierbe puțin mai greu, 10-15 minute. După aceea pun legumele, pun niște sos de roșii sau sos de soia, să vedem care din care, care din ele. Și gata, ciorbița! Ne vedem mai târziu! De fapt, aruncăm fructele de mare, dăm foc puternic. Deci, scoicile mele și toate cele au fiert. O să schimb totuși apa și pun una nouă. Punem acum legumele. Așa arată fructele mele de mare fierte. Era plin, dar a scăzut că am mai gustat din ele. Sunt excelente. În orice caz n-am pus multe pentru că nu știu cum iese. De obicei e bine să începem așa molo, molo, mai mult și la început. Și după aceea dacă este bună, facem data viitoare cu mai multe. Bun, nu știu, suntem la 14, 15, 16, 17 zile de carantină. A găsit că creem, facem noi legături, conexiuni familiale, mai întrebăm pe ceilalți dacă sunt sănătoși, citim, multe alte lucruri care nu le-am făcut dacă nu eram acasă. Eu mă bucur cu această perioadă. Asta e o sănătate în suflet, asta ce ai văzut. Dar să știți că și o gripă normală pe tine și pe mine și în bolă de oameni mai mult decât eu mă fiu acasă. Legumele de la fel. Iar bonusul pentru ciorba mea de scoici, am cumpărat tot așa este legume gătite. Se numește în un pic ac
picioară și tocmai că acest gust acrișorii de ciurbei, gustul ăla de borș, care îl știm noi de la bunici, de la mame, care îl puneau în, în ciorbă să fie așa mai acrișor, mi-e plac câteodată ciorbele mai acrișoare. Foarte, foarte, foarte bună pentru cine îi place proaspete la borcan testate cu iuca. Bun, desfac și bag în ăla. M-am răzgândit, l-am desfăcut degeaba, nu-l mai pun pe ăsta. O să pun sos de roșii totuși, pentru că culoarea nu e roșie cum vreau eu și îmi stric aspectul la ciorbiță. De aceea o să pun pastă de culi de tomat, se numește. E o pastă care provine din Italia. Italienii sunt cei mai tari în, în roșii. Chiar există mafia roșiile și pe, au lăsat drogurile la o parte și s-au reprofilat pe vânzarea de roșii și de, de paste și de, de pastă de, de roșii, de sos, etc. Nu știam lucrul ăsta, dar am aflat și eu de la cineva. Și fac mai multe miliarde decât drogurile. Vă dați seama? Camorra italiana! Buongiorno! Rețetele mai târziu, în patiserie rețetele trebuie respectate, dar așa între celelalte mâncări se pune totul pe picioare. Nimeni nu poate să facă două mâncări identice, chiar dacă se dăm în aceeași bucătărie, pentru că totdeauna gusturile sunt diferite, palatele sunt diferite, simțurile respective sunt diferite. Totuși, să punem și câteva grâne de orez. Nu chiar multe. Una, două, hai, trei linguri. Trei linguri. Ajunge. Perfect. Ducăm, după cum vedeți, mai adăugat. Apoi acum adăugăm orezul. Lăsăm să se fierbă orezul și gata deasupra. Spumuim toate spuma asta de pe deasupra și gata ciorba. Ciorba mea de scoici, calamari, creveți și sepie este gata. Ia uitați. Să vă spun imediat cum a ieșit la gust, dar să facem mise en place. Uite așa, pardon. Punem la început. Pentru design o să punem niște coriandru. Ai, 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 am pus-o. Deci asta e. Asta e ciorba mea de fructe de mare cu coriandru.
Na, se mai întâmplă. Totul este brut. O să mă gândesc dacă o să pun sau nu, în orice caz. O să gustăm în direct. Nu, cred că e atât de, așa de rău. Ia uitați. Am așa o scoicășoară. Știți că să simtem gustul de scoici, de calamari. Nu pot să zic că e particulară. Cred că mergea acră. Acrita. Ardei. Sunt mulțumit, aș servi eu cu încredere și la alți invitați. Și sigur, ar aprecia. În final, a ieșit normal. Și bine că n-a scăpat coriandrul în ea. Corect. Corectos.